Salutare! Astăzi vreau să mă fac de râs eu singur, să demonstrez că nu știu să parchez. Astăzi sunt șofer începător, habar n-am cum se parchează o mașină așa mare de 5 metri. Așa că o să fac apel la chestia asta. Apăsăm pe butonul ăsta și zice să ca o să merg în față să găsesc un loc de parcare. Să vedem dacă și găsim un loc de parcare. Încerc să mă fac de râs. Deocamdată văd că numai mașina se face de râs. Ok, mergem. N-am văzut niciun loc de parcare. Hai să vedem, poate aici o să vadă. Deci funcția asta merge când vrea ea, cum vrea ea. Nu e foarte inteligentă, dar Uite, zice că a găsit un loc. Hai să ne oprim. Ok. Trebuie să băgăm un marș arier. Și atât. Deci nu știu dacă se vede sau nu se vede la picioarele mele. Eu nu fac nimic. Ea virează singură. Nu? Și se face de râs. Bravo, pătrățel! Vrei să faci o parcare laterală? Nu! Nu se poate. Hai să mai încercăm o dată. Bun. Cancelled. Okay. Zicea unii colegi că le-a dat-o de gard. Eu nu l-am lăsat să o dea de gard. Oh, ok, hai să vedem. Mai încercăm o dată. Reverse. E mișto să vezi cum mașina dă singură de volan. Și uite, eu nu apăs accelerația, pedalele sunt absolut libere. Și acum ne facem și de râs. Ok. Deci, conduce mai rău ca un șofer începător. Așa, până la urmă vrea să vireze, ok. Ne cerem scuze, domnișoare cu Audi. Na, deci cam așa reușești să te faci de râs, înțelegi? Ai mașină cu gimmick-uri din astea inutile, useless, dar măcar degeaba. Stă, se chine o jumătate de oră să parcheze. Te bucur că nu o lovește, uite-te acolo în oglindă ce rău parchează. Dar măcar tu poți să stai liniștit și să faci aici pe prostul și să filmezi un clip. Să-l pui pe YouTube. Da? Interesantă poveste. Ups! Vedem ce ai făcut. Uite, s-a urcat pe chestia asta de lemn.